O companie, indiferent de specificul ei, are mai multe compartimente, servicii și necesare pentru desfășurarea obiectului ei de activitate. Sunt foarte puține companii, societățile de mâini și așa, care doresc sau își permit să aibă consultanți de specialitate privind securitatea bunurilor. Nu vă spun faptul că pe piață sunt destul de puțini oameni competenți care pot să vină cu niște soluții viabile. Părerea nu putem da fiecare. Dar asta nu înseamnă și rezolvarea problemei respective. Și atunci este mult mai ușor, mult mai facil să apelezi la un specialist. Da? Te doare ceva, te duci la un doctor. Specialiștii ăștia sunt plătiți tocmai ca să vină cu o soluție pentru rezolvarea problemei. În funcție de cerința beneficiarului, a societății respective, de specificul activității pe care o desfășoară, soluțiile se adaptează. Dacă e să luăm, de exemplu, pentru cel puțin în Portul Constanța, nu suntem în Portul Constanța, să avem sediu aici, societățile care operează în Portul Constanța, majoritatea au și statut de operator portuar. Vedeți, dumneavoastră, asta implică și niște norme internaționale implementate în cadrul tehnicilor de securitate. Nu este simplu să vii la nivelul cerințelor. De aceea, nici multe societăți de pază nu sunt în momentul de față, chiar și în Constanța, care să poată să îndeplinească criteriile respective. Da? De ce este bine să apeliți la o firmă de pază? Pentru că, având obiectul principal de activitate, aceea de a asigura, de a conferi securitate, este și cel mai în măsură să vină să spună ce este bine și ce nu este bine în activitatea ta. Să-ți ofere soluții și tu, beneficiarul serviciului respectiv, să rămâi doar cu simpla alegere. Lucrul ăsta îl facem de, cred, 7 ani în Portul Constanța. Constanța.